de îndată consiliul local pe luna aprilie 2021. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 75 din 16.04.2021 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Comunei Bârsănjeni sub Bacău în data de 18 aprilie 2021, orele 14, având următorul proiect al ordinei de zi. Articolul 1 se convocă de îndată ședința Consiliului Local Comunei Bârsănjeni sub Bacău, care va avea loc data de 18 aprilie 2021, orele 14, la sediul Primăriei Comunei Bârsănjeni în sala de Consiliu, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănjeni sub Bacău pentru anul 2021. Punctul numărul, articolul 2, prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Da, mulțumim. Discuții. Supunem la vot, supuneți. Da, scuze. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă unanimitate. Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta singurul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâri privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2021. Primarul Comunei Bârsănești propune: se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Bârsănești pentru anul 2021, după cum urmează. Denumire indicator, venitul total 9.809.866 de lei. Cheltuieli estimate pentru anul 2021 și vor fi efectuate în funcție de venituri realizate. 10.409.899 de lei. Eu zic să trecem, domn primar, la bugetul de funcționare, așa cum a fost dezbătut în prealabil. Da. La cheltuielile care le avem la bugetul de funcționare. Da. Explicați acolo. Poate vor să audă și colegii pe capitole, pe subcapitole și ce mai sunt acolo. Noi am primit o sumă de la Consiliul Județean Bacău de 207.000 de lei. Sume exact care vor fi destinate pentru drumurile comunale și o sumă repartizată de la fondul de Consiliul Județean, din poste pe venit, în 480 de lei, care vor fi repartizate pe cheltuieli materiale. Luați bugetul, domnul primar, luați bugetul și vedeți aici așa, la bugetul din care, știți, uitați, avem veniturile și spuneți, din care, capitolul 1, buget de funcționare, prevederi pentru anul 2021, uitați, a spus 2020, sunt 5.400, nu știu cât acolo. 5.422. Luați capitolele în ordine și așa. Autorități executive, capitolul 510103, 2067.400. Alte servicii publice, fond de rezervă bugetară disponibile autorități locale, la capitolul 5402, 5004, 250.000. Transferul din bugetul local pentru asistență socială și persoane cu handicap, 140.000. Ordine publică și siguranță națională, capitolul 610205, 132.600. Cheltuieli pentru învățământ, 250.000. Sănătate, 72.000. Susținerea religiilor, 126.000. Asistență socială, capitolul 6802, 1.215.000. Iluminat public, 180.000. Salubritate, 302.000. Drumuri și poduri, capitolul 840203, 687.000. Și continuați până la final, domnul primar. Da. Total venitul buget de dezvoltare din care 4.987.866 de lei. Vărsăminte secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare din bugetul local. 938.000. Capitolul 4202. 65. Finanțare PNDL. 3.208.100.000. Sume defalcate din bugetul AFIR. Susținerea proiectului PNDR 2014-2020. Capitolul 43. 3100, 2968.000. Sume primite din contul plăților pe anul curent. Capitolul 43.0401, 418.798 de lei.
excedent bugetar, așa, anii precedenți, 6.000 de lei. Vă pot întreba 600.000 de lei. Total cheltuieli buget de dezvoltare din care 4.987.866 de lei. 6. Așa, capitolul 5102, 71, 0103, achiziționare, copiator, modul funcțional, 20.000. Haideți să ascultăm ca să nu... Așa, capitolul 5102, 71, 20, 0130, actualizare cu Comuna Vârstăriuțul Bacău, 150.000 de lei. Capitolul 5102, 71, 20, 0130, achiziție teren pentru proiect POIM, 15.000 de lei. Capitolul 5102-71-0130, achiziție teren pentru înființare grețea de gaze naturale, 7.000 de lei. Okay. Capitolul 5102-71-0103, achiziționare calculator pentru înființarea ghișeului .ro, 20.000 de lei. Capitolul 6702-05-02-71-0130, construire centru de tineret pentru activități culturale în Comuna Vârstăriuțul, județul Bacău, 1.021.766 de lei. Capitolul 6702-05-02-71-0130, achiziția de dători în vedere valorificării tradițiilor locale în Comuna Vârstănești, 21.000 de lei. Alimentare cu gaze naturale în localități. Capitolul 70-02-07-71-0101, 225.000 de lei. Capitolul 84-02-71, modernizare rețea de drumuri locale în Comuna Vârstănești, 3.108.100 de lei. Capitolul 84-02-71, întocmire studiu de fezabilitate strada Mihai Eminescu, 120.000 de lei. Întocmire studiu de fezabilitate strada Slatina, 80.000 de lei. Lucrări întreținere reparații drum DC 153, kilometru 2-285, 100.000 de lei. Modernizare prin asfaltare în Comuna Vârstănești, 100.000 de lei. Articolul 2, prevenire prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarului Consiliului Județean Bacău, Administrației Județenia Finanțelor Publice Bacău, Trezorerie Onești, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă secretarul comunei, conform dispozițiilor legale. Discuții. Da, dar mi s-a părut de nouă nimic. Că e balastare. Nu, uite, degeaba. La capitolul de spate. Acolo am auzut, nu ai nimic, de ce nu pot să dea drumul, nu m-am auzut, la altă lucrurile. Iar încet în cocerea, discuții, cocerea. Noi nu putem să facem, domnul Menone, SF-ul pentru statul Albele până când suntem proprietari în drumul ăla. SF-ul de la Datin se va face în condiții în care nu va fi făcut transferul de la drumul Albele de la Rusilva. Deci în prima fază, procedura este ca noi să facem transferul de proprietate și după aceea noi putem să facem studiul de fezabilitate. Noi avem un studiu de fezabilitate pentru satul Albele, pe DC 154, însemnând de la Glodosul și terminând în satul Albele, în finalitate la canton. Deci ăla este deja depus pe finanțare la CNI, deci este o chestie rezolvată acolo. Vom obține finanțarea și vom depune și pe alte surse de finanțare atunci când actualul guvern va deschide linia de finanțare pe ORR, pe care tot așteptăm și noi, ca și toată țara, să devină funcțională și să devină operativă, să putem depune proiecte pe alte surse de finanțare. Deci nu este. Pentru satul Albele deocamdată am prins pentru finanțare balastarea, care este la capitolul 84. Am fost specificat. Asta sunt informații de specialitate care țin de capitole. Deci e o chestie care țin de specialitate. Deci capitolul 84 este cel din care noi vom cheltui bani pentru balastările din satul Albele, satul Caraclău și parte din Brătești. Dar preponderent și primordial va fi pentru noi satul Albele. Alte discuții. După ordinea de zi, după ce... Nu, la punctul ăsta... Nu, strică punctul ăsta, nu. Nu. Altcine. Alte discuții la punctul, la proiectul de ordine de zi. Nu. Supunem să ne aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Dar începem mai ușor așa. Da. Trecem la diverse. Aș dori să iau... Într-o anumită ordine, da? Începem de aici.
Să-mi dăm șanța Andrei Rusu, că acolo e foarte în gust, camioane când o să fie cu palat, așa, e o problemă mare acolo. Andrei Rusu până la... Dar nu-i mult, e... Nu-i mult. Ciobanul Mihai, cum îl cheamă de ăsta? Gheorgheț. Gheorgheț, așa. De la stâl, de acolo până în capul de poet. Da. Acolo toate mașinile se... Am înțeles. Blochează. E șoseaua în gust acolo și... Da. Știți unde, nu? Nu știu. Da, scrieți tu și știu. Da, da. Nu poți să vă gândesc că am chinezul nostru. Da. Mergem mai departe. Referitor la balastare, că am înțeles că s-au alocat niște bani, dar nu știu, n-am înțeles exact cât și de unde ne-am apucat să facem balastare. Adică ne-am apucat să facem balastare numai în anumite zone sau tot ce n-ați balastat până acum, sau nu-i balastare. Că sunt destul de uliți care nu sunt balastare. Da, asta vrem. Preponderent pentru voi ca și prioritate, numărul 1 este statul Albert. Următorul ordine așa este la Mihai Eminescu Caracol. După aceea vom face în alte uli. Vom folosi, în prima fază, balastrul pe care îl avem, îl cumpărăm, sorturi și balastru de bună calitate pe zonele astea, în condițiile în care suma alocată pentru trimestrul 1 și 2 nu ne va ajunge pentru balastru pe care îl alocăm în zonele astea. Vom utiliza și sursă de balast din Tazlou sau de unde vom găsi. Dar sperăm ca, cu banii pe care îi avem, să reușim să facem balastările pe cele două obiective prioritare. Vrem ca balastarea să fie făcută acum una de calitate, să aducem grader, să aducem compactor și sort pe care să îl distribuim pe drumurile despre care am făcut vorbire, pentru ca aceasta să se cunoască, după aceea să încercăm să facem cu utilajele proprii șanțurile acolo unde nu sunt, unde sunt probleme cu șanțurile, însemnând ca banii pe care îi folosim pentru balastări să nu mai fie aruncați în vânt, pentru că o balastare făcută fără șanțuri și fără făcut o platformă de bună calitate a drumului, înseamnă să-i arunci astăzi, pentru că de la prima ploaie balastul va fi spălat de acolo și nu se va pune. Și atunci vor apărea iar discuții și probleme, ca și până acum, că nu s-a făcut balastarea, că nu s-au pus cantitățile și chiar în momentul în care facem balastarea, o să solicit consilierilor din fiecare stat în parte acolo unde se face balastarea să fie prezenți la fața locului, să vadă bolurile de cântar, să vadă unde au fost dispuse cantitățile de balastru, pentru ca să mai există discuții ulterioare și chiar să fie consemnate toate acestea în procesul verbal de recepție finală a lucrării de balastare. Asta este intenția noastră, care se va transforma în viitor apropiat și în practică. Viitor apropiat ce înseamnă? Păi, în funcție de cum vă face achiziția pentru balastare, însemnând o săptămână, două, să reușim să începem balastare. Probabil după Paște. Sau că după Paște să începem balastare. Așa, dacă stăm viitor apropiat și legislatura viitoare, tot... Nu așa. Haideți să nu mergem la sfidări de genul ăsta, pentru că... Nu e doar la sfidări. Vreau să vă zic că nu trebuie mai întins. Procedura este ca noi să realizăm o achiziție. Și după ce vom realiza achiziția și vom găsi un agent economic care să ne pună la dispoziție utilajele, însemnând grader și compactor și cântăsul de balastru de care noi avem nevoie, să începem operațiunea. Dar nu putem să o facem ieri, putem să o facem doar mâine sau poimine. Nici într-un caz ieri. Bine. Da. Mai departe. Da, eu aș dori să mai insistați în problema aia cu curentul electric la zona de Ream. Nu s-a rezolvat, practic nimic. Am înțeles. Tot nemulțumiți. Să vă spun, primar, cum e soluția cu... Am vorbit cu domnul de la Ieru. Așa, să vă venim în zona, domnul Ieru. Și e vorba de achiziționarea unui transformator. Am făcut demers și s-a rezolvat. Da. Bine. Să zicem cât costă, după aia o să facem hotărâri de costă local. Îl cumpărăm noi din bugetul local. Să se facă secționarea de alimentării din momentul de față pe un contract, adică încă un PT, și în condițiile alea, probabil că calitatea curentului primit din momentul ăla să fie cea pe indicator, adică 220 de volți și nu de 180. Dar văzut și dumneavoastră, dimineața, da. Este normal. Ei au stat o zi și au făcut măsurători pe fiecare locuință în parte și constatările au fost că tensiunea care ajunge la ora aceea era una în limitele normalului. Da, știu că am fost. Dumneavoastră ați fost, domnul, da, și v-ați văzut. Da. Problema este, ați văzut cuvinte în control și seara. Da, da. Măsura tensiunea, nu numai într-o seară, au fost din sondaje și sunt. Chiar și o problemă de cine nu este curent și seara. Îți consumă doar mai mult. Da, e normal. Da, e o problemă. Dacă o rezolvăm cu adresarea
așa, și se face secțiunea până la școală, să fie... Sunt trei rupe de acolo, se împarte tot satul pe trei transformatoare și atunci nu cred că o să mai fie probleme. Nu, sigur. Tot așa, mai durează un pic până facem toate procedurile, e vorba de achiziții, de... Este mai întreabă lumea ca să știu. Da, da, da. Doresc să aduc în discuție două situații ce au rezultat în urma ședinței de luna trecută. Bănuiesc că putem să cădem cu toții de acord că ceea ce s-a întâmplat la finele ședinței trecute nu a fost și nu este un lucru demn și onorabil de făcut în contextul unei ședințe locale a unei instituții publice. Și sper că toată lumea e în asentimentul meu. Consider că fiecare dintre noi ne aflăm în această poziție pentru a reprezenta pe cât putem mai bine interesele cetățenilor și trebuie să le facilităm condiții rezonabile de trai în mod egal tuturor. De aceea aș dori să știu dacă în urma celor întâmplate s-a luat vreo măsură sau dacă s-a tras atenția în vreun mod doamnei secretare, în urma ieșirilor sale de la final. Da, am avut o discuție doamna secretară, a doua zi, a fost un eșec, nu o să mai întâmple. Da, dar consider oportun ca aceasta să primească minimum o strare scrisă și să fie contabilizat în dosarul de lățe pentru ca pe viitor să putem combate, să putem combate cele asemenea situații. Pentru că bănuiesc că siguranța noastră și ceea ce se întâmplă e de bun simț și fiecare dintre noi trebuie să ne aducem aportul. Da. Altă problemă? Ai zis că ai două. Da, nu, da. Vreau să știu dacă domnul primar va lua în considerare acest lucru și va face tot ce trebuie. Și eventual să primim până în ședința următoare un răspuns scris din partea dânsului. A doua situație reprezintă proiectul asfaltării mănăstirii, tot în urma ședinței trecute, pe grupul de socializare și mai precis într-un grup a satului Caracău. S-a vehiculat ideea că unii consilieri nu au fost de acord cu asfaltarea acelui drum spre mănăstire, iar nominal în acea postare au fost arătați cu degetul consilierul USR, PNL, PMP și cred că ar trebui clarificat situația pentru o mai bună înțelegere de către cetățenii acestui lucru. În primul rând, proiectul a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator, în persoana domnului primar, înainte ca aceasta să poată fi dezbătut în vreun fel, pro sau contra, de către consilierii locali. Ceea ce înseamnă că aluziile din postare, cum că cineva a fost contra sau nu, sunt niște presupuneri nefondate, ce nu își aveau rostul și nu puteau fi adevărate decât dacă proiectul era supus la vot. În al doilea rând, dacă ar fi fost un proiect prioritar atât pentru cetățeni cât și pentru consilieri, vă asigur că acesta ar fi trecut fără probleme, mai ales că în configurația actuală Consiliul Local, cei din PSD sunt majoritari și puteau aproba proiectul fără niciun fel de probleme, dar ajungem în punctul în care atât noi cât și ei au realizat că nu este un proiect prioritar, cel puțin nu în momentul de față, și de aceea a fost retras. Consider că prioritar ar fi asfaltarea uliței și drumurilor care să faciliteze acces cât mai multor gospodării și cetățeni. Și consider că mai întâi ar trebui să facem și să asfaltăm ulițe precum Mihai Eminescu, drumul către Albele, drumul la Saramură și apoi, după ce vor reuși să le finalizăm pe acestea, sunt convins că nimeni nu va avea nimic împotriva asfaltării și drumului spre mănăstire. Dacă nu încercăm să le facilităm acestor oameni condiții minime, pentru ce le luăm taxe? Noi, în calitate de consilieri, suntem obligați să oferim condiții egale tuturor cetățenilor. În contextul în care toți plătesc aceleași taxe de drum, iar cei ce nu au asfalt la poartă, de ce să le luăm banii integral? Întreb, e corect? În mod normal, nu. Dar ar trebui măcar să le prioritizăm asfaltările și să le oferim și lor aceste condiții. Să se vadă că punem în primă fază și pe primul plan cetățeanul. Dacă considerați și credeți că mai e ceva de adăugat și ceea ce zic nu e corect și nu e conform credințelor dumneavoastră, aștept un răspuns. Foarte bine.
Trebuie să ne înțelegem, nimeni nu are nimic împotriva asfaltării într-un loc sau altul, numai că aceste asfaltări trebuie făcute responsabil și în locurile unde este prioritatea cea mai mare. Prioritatea noastră trebuie să fie cetățeanul și numărul de gospodării care să beneficieze de asfalt. Și acolo sunt cetățeni, domnul Blanc. Sunt, dar dacă punem în balanță numărul dintr-o parte și în alta, vom vedea că... Dacă punem în balanță de când ați avut asfalt la poartă și de când la mie, înseamnă că nu trebuie să plătesc impozitul până anul trecut. La ceea ce ați specizat dumneavoastră. Și am încheiat. Mai aveți pe domnul? Nu, dar legat de subiectul ăsta, ca să-l încheie. Nu, dar hai să luăm așa. Legat de subiectul ăsta, să-l încheie. Data trecută mă ocup pe Nage și Țirțe, nu știu ce înseamnă. Vin autocarle și spre rușinea noastră și lovește noi. Deci chiar am avut un cetățean, era și a venit antimergător înainte, să vadă drumul era, știi că eram în drum acolo. Și zic, domnule, dar ce faceți primăria asta, nu sunteți în stare până unde ați faceți un drum? Că de acolo nu e, nu cere nimeni asfaltarea. Până la ultima casă. Pentru că este singurul loc unde suntem vizitați în comuna asta. Unii vin și străini din afara României. E o rușine pentru noi. Pentru 300 de metri. Adică alții au făcut stadioane, au făcut săli de sport, au făcut în toate comunele. Noi nu suntem în stare 300 de metri să ducem un singur obiectiv avem în toată comuna. Și ne punem hârjiși că nu vrem 300 de metri. Acolo merge, acolo merg. Oamenii la mănăstiri, deci tot cetățeanul merge, acolo locuiesc oameni care nu pot urca cu utilajele lor, acolo merg oamenii spre terenurile agricole, acolo merg mașinile care merg la cele stațiile care vă transmit la telefon. Domnul Blănar, îmi permite să intervin un pic? Imediat să termin eu și nu vă rog. Deci nu cere nimeni cu forța. Este o necesitate. Nu facem pentru binele nimănui. Cum s-a desficulat că pentru preotul nu știu ce. Preotul mâine poate nu mai este. El pleacă. Păi ei sunt azi mănăstiri de călugări, mâine de maici, îi pleacă. Nu e al lor. El e trecător pe acolo. Este a nostru, a oamenilor din comună drumul. Nu e a preotului. Ești interpene. Mulțumesc. Pot să continui puțin? Hai să intervin la aceste afirmații. Deci... Deși văd că sunt foarte multe nemulțumiri din partea unor consilieri locali, cum o să dau nume, dacă vă aduceți aminte, în mandatul precedent, cei care am fost consilieri locali, la Brătești s-a redus un proiect cu drumul de asfaltare. Nu am văzut atâta aport din partea dumneavoastră să vă opuneți la reducerea proiectului, mă refer la distanța care trebuia asfaltată. Nu a sărit nimeni. Văd că pentru anumite zone solicitați foarte efervescent ca să se întâmple. Dar în Brătești, credeți, și de asta îmi rezerv și dreptul de a mai lua cuvântul acum pe diverse, ăsta va fi ultima intervenție. Problema este următoarea. Văd că pentru Brătești, nimeni, dar nimeni, niciun consilier, nu mai întreabă. Bă, dar în Brătești s-a terminat lucrările? S-a făcut 3 km de asfalt și gata, s-a terminat? Adică ăia de acolo nu mai sunt cetățenii comunei? Deci gata, dacă a venit și... Asta e adevărul, trebuie să o recunoaștem. Dacă nu aveam primarul de la Brătești, noi astăzi nu aveam asfalt nici noi, ca și cei din Albenii. Și noi. Înțelegeți? Aici e problema. Pe mine mă deranjează intervenția unor consilieri pentru un anumit sat, dar nu vedem și pentru celelalte sate, că și noi suntem în urmă și la noi sunt declivități de teren, ca și acolo. Și nu s-a mai făcut asfalt. Din contră, s-a redus. Și n-ați vrut niciun consilier să susțineți în continuare ca să continue același asfalt. Din contră, s-a venit cu niște experți plătiți, ca să îmi asum ceea ce spun, ca să-și dea o anumită opinie. Deși, eu am spus-o și atunci o repet, circul pe acea zonă de când m-am născut, nu de când m-am născut, de când am început să merg. Nu a fost niciodată o problemă de calamitate. Adică mă refer, alunecări de teren sau alte asemenea. Nu a fost. Experții pe care au fost aduși și aprobat de către Consiliul Local au spus că nu, domnule, acolo este o declivitate și ați redus proiectul. Acolo de ce nu vedeți?
E vorba la bălat, nu? Da. Dar nu numai, nu numai. Din altă parte, nu numai. Am adus același... Deci, nu-i aprobă consiliul. Da, nu aprobă, dar fondurile noi le dăm. Da, am pus... Pentru expertiză, plătim din bugetul local. Deci, pentru expertize, pentru studii de fezabilitate, pentru indicatorii tehno-economici, plătim din bugetul local, nu din alt buget, nu din excedent, nu din mic, din bugetul local. Luați și uitați-vă aici și acele studii de fezabilitate pe satul Caraclou, pe satul Albele și pentru toate satele, plătim din bugetul local. Finanțarea sau eventual intervenind la investiția de la excedent este altceva. Da. Până la demararea proiectului, toți banii vin din bugetul local. Cetățeni sunt și în satul Brătești, sunt și în satul Caraclău, sunt și în satul Albele, peste tot și în Bârsănești. Nu. Văd că vă aprindeți unii consilieri, dar ați uitat, dacă a venit primarul ăla și a făcut un picuț la noi în Brătești, deja gata. Brătești nu șterge de pe listă, nu-l mai vedem. Nu din contră, ați redus și proiectele. Mulțumesc, nu mai au cuvânt. Da, mai departe. Da, eu am terminat, că nu mai iau. Da. Eu vreau să lămuresc un lucru. Conducta noastră a executivului de acum este una de a face lucruri în teren și nu după media. Deci voi aveți pe conducere o conduită din asta care ține de media, pe care eu apreciez problema voastră, modul vostru de a face politică, dar mie mi se pare mai corect și onest să facem politică la fața lucrurilor, adică să facem lucruri în teren. Eu, unul, cred... Poliție spune, domnul vice, în poliție vrei să facem politică. Poftim? Sau vorbiri, vreți să numai în poliție, facem politică făcând lucruri cu adevărat pe teren, pe oamenii noștri. Totuși, a adus o ofensă față din noi consilieri, că noi ne exprimăm pentru media. Eu nu mă exprim pentru media, puteți să nu mai aduceți filmarea. Păi tocmai puteți să nu mai aduceți, din punctul meu de vedere. Fați-mă să nu lasă mă... Lasă să termine și după aia intervine. Deci nu cred că este corect și normal că noi la fiecare atitudine pe care cineva o are pe Facebook sau oriunde în media să fim niște trepăduși care facem lucruri pentru că așa a spus cineva pe media. De multe ori, dacă stai și te uiți la cei care comentează sau care fac, își au expuneri de genul ăsta, îți dai seama că ei n-au nicio competență, nicio pregătire în domeniul ăla, dar sunt experți în toate. Și cu asta mă opresc. Atunci când tu îți dai cu părerea despre un lucru, ar trebui întâi să fii expert sau să fii într-un loc în care se cere părerea și nu să consideri că toată lumea trebuie să țină cont de ceea ce spui tu, pentru că tu ești cel mai important pe Facebook sau oriunde acolo. Nu este corect. Și noi nu ne conducem după modul ăsta. Noi vrem să facem lucruri, adică atunci când cheltuim un băruț din banul public pentru un SF, pentru un proiect, să ajungă efectiv în teren. Pentru ca omul să calce pe drumul ăla, pe asfaltul ăla, pe, să meargă în dispensarul ăla, să meargă în centrul ăla cultural, să meargă acolo unde este nevoie și nu doar să ne dăm așa cu părerea pe Facebook că uite, aia ar trebui să facă sau. Nu, nimeni nu știe procedurile sau cei mai mulți dintre cei care dau cu părerea acolo știu foarte puțin procedurile pe care noi trebuie să ne întâmpinăm și ne întâlnim pe drum atunci când avem de făcut o groază de documente. Pentru că cei care sunt mai vechi în Consiliu știu cât de greu este să faci un proiect pe care să te pui pe finanțare și după aceea câte piedici primești atunci când începi să ajungi cu el către faza de implementare. Sunt situații și situații. Vis-a-vis de votul care ar fi trebuit să-l obținem noi nu mizam pe votul niciunei formațiuni politice, pentru că nouă, la alegerile locale din anul precedent, ne-au mandatat oamenii cu un număr de voturi suficiente pentru ca noi să ne facem treaba. Și de aceea noi ne vom face politica noastră de partid, pentru că aici totuși noi suntem oameni politici, oameni de partid, care trebuie să facem lucrurile în funcție de ceea ce am prezentat oamenilor în momentul de față. Atât timp cât oamenii au acordat un număr de voturi pentru fiecare dintre noi, pentru unii mai multe, pentru alții mai puține, noi în spatele nostru avem o reprezentativitate a celor care au fost cu noi la alegerile locale. În condițiile astea, treaba care a fost curetagerea proiectului de pe ordinea de zi este una care ține de bucătăria noastră internă, pe care noi sperăm că am rezolvat-o și să nu credeți că totuși nu vom reveni cu proiectul celălalt. Noi vom reveni cu proiectul celălalt într-un moment când lucrurile vor fi aranjate și lucrurile vor merge așa cum am spus eu. Pentru a explicita situația. Dar normal, la partid, da. Cu cine e șef? Domnul Vațelor, eu nu v-am întrebat și nu v-am cerut părerea. Politica de partid a noastră este una pe care o facem noi și ne asumăm noi. Da, domnul, noi ne asumăm aici obligațiile pe care le avem și promisiunile pe care le-am făcut electoratului și o să ne ducem. Domnul, eu vă rog să mă întrebi și să vă stați cuvântul când o să-l aveți.
Deci partea de bucătăria noastră ține de bucătăria noastră și noi o rezolvăm în felul nostru și nu trebuie să dăm explicații nimănui de lucrurile care s-au întâmplat. Așa că dacă inițiatorul și-a retras proiectul, a fost decizia lui politică pe care și-o asumă și pe care noi o vom duce. Administrativă, nu politică. Administrativă. Nu politică. Politică se trage din alte idei. Aici trebuie să deci, pentru administrația publică pentru că totuși, dintre noi, din punct de vedere al unui nominalului, primarul este cel care are cea mai mare putere în spatele lui, având numărul de voturi alocat cel mai mare și el are cuvântul cel mai important de spus în cadrul Consiliului și în cadrul executivului din momentul ăsta. Da. Okay, da. Și cu gătește domnului Rău, vreau să vă spun că noi niciodată, nici o secundă, nu l-am lăsat de izbeliște și nu o să uităm de el. Nu m-am acuzat pe dumneavoastră. Vă rog să mă lăsați să termin ca să... Două secunde, da. În primul rând n-a fost treaba mea, pentru că eu n-am fost prezentat. N-ați fost în mandat. Noi am avut depus proiectul cu cele trei sate concomitent la asfaltare, însemnând în două sesiuni pe măsura 3.2.2, în 2009 și în 2011. Da. Dacă atunci, ca și în alte perioade, noi eram nu la putere, ci eram în opoziție, am stat zile de capăt pe la București, pe Ministerul Dezvoltării, să obținem finanțare pentru implementarea proiectului 3.2.2, pe care n-am reușit să o obținem, pentru că ne întreba de unde sunteți, de acolo. Voi când o să fie ai voștri. Și a fost dat efectiv afară, deși aveam documentele pentru asfaltarea satelor Caraclău, Brătești și Albele, reprezenta un sac plin cu hârtii pentru care noi am muncit poate luni de zile sau ani de zile. Dar când decizia politică este cea care primează, se întâmplă ca tu să muncești și să fii tratat cu flit în condițiile în care vrei să obții o finanțare pentru un proiect care nu era nici al meu, nici al domnului fost primar, care a fost și al comunității Bârsănești, pe care noi ne-am dorit să. După aceea, ulterior, lucrurile s-au întâmplat ca să obținem finanțare pentru Caracău separat, pentru Brătești separat, urmând ca prioritatea, așa cum am mai spus-o de mai multe ori, numărul 1 să fie cea de asfaltare a drumului de conectare dintre Bârsănești și Albele. Este o prioritate pe care noi nu le vom dezice, dar nu putem să batem din palme și de astăzi pe mâine lucrurile să fie făcute ca și cum noi am fi niște oameni miraculoși. Nu. Procedura birocratică este una care ne menține în ritmul de acceptare și adoptare a fiecărui document în parte. Am înțeles, da. Dar permiteți-mi totuși să vin cu o întrebare. E retorică, ce-i drept. Da. Domnul Vici, dar și acum sunteți tot în opoziție la nivel național. Cum o să rezolvați strategia de investiții pentru Comuna Bârsănești? Sunteți tot în opoziție. Toate aceste proiecte, cum o să le finalizați? Păi o să ne folosim pârghile politice pe care ne avem. Practic, avem deocamdată. Cum a fost în 2009 sau în 2011. Păi, da. Nu putem să spunem că vom rezolva cu garanția 100% toate problemele pe care noi și mai bine un pic să fac o lămurire. Eu nu am reproșat cuiva ceva, doar câtorva consilieri, sau nu, poate nici lor, dar totuși în unanimitate majoritatea care a fost atunci de o anumită culoare politică, au redus proiectul de la Brătești. Deși, eu zic așa, din punctul meu de vedere, că reivindicați voi, dar acum lăsați-mă și pe asta. Deci, vă rog să-mi permiteți. Deci, au fost niște explicații sau niște expertize foarte subțiri, ca să folosesc termenul de justificare. Deci, foarte subțiri în justificare. Gata, ați redus proiectul. Păi, nu mi se pare corect. Atunci, care era, deci, colegii care erau în majoritate, au votat lucrul ăsta. Deci, și acum, dintr-o dată, Brăteștiul este uitat definitiv. Și știu și de ce. Și chiar și de rândul celorlalți consilieri, degeaba se supără. Nu este. Asta cu uitarea nu este. Ba da. Chiar și de celelalte formațiuni politici, pe nimeni nu interesează pentru și ceilalți consilieri. Nu mai simpatizează Brăteștiul de mult. Dar nu trebuie să fie simpatizat, ci din potrivă, trebuie ajutați toți. Că și acolo avem, deci haideți ca să nu exagerez, undeva la 60% este asfaltat satul Brătești. 60%. Este echivalent cu celelalte sate, exceptând Albele. Urmează să cadastrăm în cealaltă... Haideți să luăm și pe ăla, dacă și acolo avem nevoie de asfalt. ...satul în Brătești. După aia să mai dăm drumul la... Mai dăm. În ce proiect, domnul primar? Când se face? În Brătești. În Brătești de acum se pune capac. Banii fiind limitați, de-aia trebuie să prioritizăm fiecare mărunt și... locurile bune vom asfalta. Nu putem să luăm. Un kilometru, 200. Că faci 100 de metri. Că faci 200 de metri, tot atâția bani te costă. Colegul de la USR a dat o explicație justă, colegul cu consilier local. Da. Și ăla care are balastrul la poartă și ăla care are asfalt plătește același impozit, da? Nu ar trebui să avem aceleași condiții. În funcție de gradul și rangul pe care au încălzat satul din care îl face parte, plătește cota de impozitare pe care mi-am aprobat-o și Consiliul avem rangul 4 și a asumat. Avem rangul 4, domnul. Deci parcă rețin, parcă rangul 4 și 5 parcă rețin, așa am văzut că mi s-a prezentat schema cu taxe și impozite.
la nivel de comună, pe care a stabilit legiuitorul prin legea codului fiscal și n-am stabilit-o noi. Da, este stabilită pentru toată comuna. Suntem în gradul 4 și 5. Dacă noi am la dispoziție un buget cu care să putem face, credeți că n-am face proiecte și mâine să avem toată comuna, toate ulițele asfaltate? Dar bugetul este cel pe care l-am aprobat acum, care înseamnă puțin bani, iar cu puțin ăștia bani vom face lucrurile pe care putem să le facem. Încercând ca viitorul apropiat, atunci când vom ține vor fi deschise liniile de finanțare pe PRR, să putem să depunem și alte proiecte pentru ceilalte. Dar eu merg pe ideea. A nu merge numai așa cu capul înainte și să facem doar proiecte care să rămână în sertare și să cheltuim banii de dragul hârtiilor, nu fraților. V-am a făcut un proiect, îl ducem de la început până la capăt, adică am făcut documentația. O întrebare retorică, care la fel vă spun eu că răspunsul e tot același. Vă spun eu că aceeași finalitate o să aibă toate aceste proiecte, care cum v-am întrebat. Până ce nu se schimbă culoarea politică, nu să avem șanse, nu? Cam asta e soluția, ce să mai o dăm de... Deci eu, într-o discuție cu problema colegii, că nu facem nimic, nu facem niciun SF-ul, nu facem, eventual să deschidem mâine o măsură de finanțare. Tu dacă nu ai nici un SF-ul, nu ai nimic făcut. Aici o combatem pe domnul Vici. Nu fac SF-uri, nu fac... Să facem cât puține, cât de puține, cât să putem să le ducem la... Rămân în sertar. Deci dacă rămân în sertar, dacă nu fac, ce fac? Vă spun că ai am depus o documentație din Glodosul până în Arzul, până la Cantor. Am depus-o pe Compania Națională de Investiții. Mai facem acum încă două SF-uri pentru Arzul. În turmă, dacă terminăm la Brătești de cadastrat toate ulițile, așa, turmă, mai dăm drumul la un SF-ul pe câteva ulițe, toate nu poți să le faci deodată. N-am zis că se pot face deodată. Am venit așa cu o comparație. Da, unii consilieri consideră că numai pe o anumită zonă trebuie alocate așa fonduri sau direcționate. Dumneavoastră, credeți că eu n-aș fi vrut să se ducă până sunt la Balana Aurica Domnului? Da, probabil toți consilierii își doresc ca toată comuna să fie asfaltată. Da. Eu cred că toți își doresc, nu numai eu sau nu știu ce. Dar trebuie pus toate într-un echilibru, într-o balanță, ca să fie totuși o echitate față de toată lumea. Pentru satul Albele, am făcut dezmembrarea la acest drum. Urmează, este la actele sunt depuse la notariat. N-ar vrea să, uitați, revine, n-ar vrea ca să fiu... Te rog, lasă să termine pe domnul primar. Să mă bănuiască cineva. Domnul primar, domnul președinte de ședință. Uitați-vă în proiectul de buget. Este a doua oară când se reabilitează drumul din Caraclou, numărul 153. Este a doua oară când se alocă bani. Nu, mai finalizarea lucrării a produsului. Este un contract de derulare. Nu am dat toți banii la firma respectivă. Are de mare de plombat. Am spus, deci încerc scuze față de cetățenii din satul Caracol. Nu vreau să fiu bănuit de, nu știu, de supărare sau, nu știu, repulsii față de cineva. Nu. Dar observ aici în bugetul ăsta că se reabilitează iarăși. Nu, pentru că n-a fost lucrarea corespunzător. Asta sunt. Dar și de asta revin iar la problema mea. Dar la Brătești s-a putut reduce proiectul. La Brătești s-a putut reduce proiectul. Da, mulțumesc, haideți că ne lungim până... Apropo de dorința fiecărui consilier de a face ceva pentru comunitate, vreau să spun un lucru. Din discuțiile politice pe care le-am avut cu ceilalți consilieri de la celelalte grupuri politice, am spus un lucru. Atunci când noi ne zbatem capetele pe uscat și dorim să facem lucruri, atât timp cât ai noștri nu sunt, din punct de vedere politic vorbim, nu sunt la putere, nu ne deranjează să ne... sau chiar ne dorim ca dumneavoastră, domnilor, consilieri de aceleași formațiuni politice, să le întindeți o mână de ajutor și să vă gândiți că atunci când o faceți pentru comunitatea pe care o reprezentați și dumneavoastră ca și noi și mâna pe care o întindeți să se transforme în proiecte pe care noi obținem finanțare. Așa că, decât să găsim tot timpul niște chichițe și să băgăm bețe în roate unora care vor să facă ceva, mai bine ne-am pune mintea la contribuție și energia pe care o avem, în loc să o folosim în mod destructiv, să o folosim în mod constructiv. Adică, să ne folosim influențele politice la oamenii care ne reprezintă pe fiecare dintre noi, să putem să realizăm obținerea de finanțare pentru proiectele pe care le avem pentru comunitate. Pentru că această comunitate o reprezentăm și noi și dumneavoastră în egală măsură. Și atunci ar fi bine să primim din partea noastră sprijinul politic de care avem nevoie și noi nu ne asumăm nicio chestie care nu este a noastră. Dacă dumneavoastră ați făcut un demers de genul ăsta și obținem o finanțare pentru, de exemplu, asfaltarea drumului de la Glodosul la Albele, este meritul dumneavoastră politic, l-ați făcut și dumneavoastră, sunt voturile dumneavoastră dacă e să vorbim de voturi. Pentru că, într-un final, la finalul unui mandat, ți se contabilizează acțiunea pe care tu o ai în număr de voturi pe care oamenii ți le alocă în funcție de ceea ce tu ai făcut sau nu ai făcut. Este diferit în celălalt. Da, mulțumesc, mai departe. Deci pot să încerc, nu? Da.
Da, eu, exact ce spunea domnul viceprimar, cu fiecare consilier să avem o colaborare. Câteva ședințe anterioare am propus desființarea poliției comunitare, parcă nu? S-a dat un termen, 31 ianuarie sau 28 februarie? Când a fost nicio hotărâre de Constituție, domnul. A fost o discuție. Nu, a fost o discuție. Păi, hai să faci, domnule, într-o hotărâre de Constituție. Ah, deci e cale lungă. Bun, ok. Deci, acum... Ați venit cu hotărâre de Consiliu, nu? Bun, hotărâre de Consiliu, da. Am discutat chiar cu domnul primar. Am avut o discuție, nu? O facem că văd că banii s-au alocat deja pentru poliția comunitară. Da, mai e obligatoriu să și cheltuim. Nu e obligatoriu să cheltuim. Bun. Îi dăm drumul la proiectul ăsta sau nu îi dăm drumul? Da, eu vreau ca aceste posturi să rămână vacante. Dar de ce? Să-i disponibilizăm. Dar de ce să rămână vacante? Este foarte greu să mai, obții posturile astea. Dar cu randamentul la posturile astea, spune domnule, ăsta e profitul la posturile astea în Comuna Bârțănești. Nu, el poate să rămână vacante. Le transformăm. Cum? Cum? N-ai cum să-i transformăm. Cum le transformăm? Explicați. N-ai cum. Acoperim alte posturi. Cum? Nu există. Nu există, domnule. Păi este poliția comunitară are statutul lui. Local. Poliția locală. Statul de funcții, să înființează sau să reduce la propunerea primarului de către Consiliul Local. Așa spune în codul administrativ. O funcție radiată, aia nu mai poate fi pusă înapoi decât, nu-i neapărat niciodată, decât dacă necesitatea cere și tot la fel prin hotărâri din Consiliul Local la propunerea primarului. Statul de funcții primarul îl propune, nu noi. Noi aprobăm doar. Atât. Scurt. Eu nu-i văd rostul. Iar ca să pot să dau și eu răspunsul domnului coleg. Odată ce-i prins o sumă de bani într-un capitol, aia nu se mai poate scoate de acolo. Este acolo. Așa. Și dacă nu, dacă să zicem că mâine s-ar desfința poliția comunitară, acei bani se vor duce în excedent la sfârșitul anului buget ăsta. Bugetat. Da. Nu făcea mai din timp, nu era mai bine. Pe tot rămân, nu se pierd banii. Păi rămân acolo, dar se duc în excedent. Nu trebuie să-l mai rugi pe domnul ăsta. Că ne trebuie bani și la anul, după anul ăsta. Poftim? Chiar dacă rămân excedent, ne trebuie bani și la anul. Păi da, dar nu-i poți folosi de acolo. Banii din excedent se scot doar pentru investiții. Vezi, nu se poți scot din fondul de proiectul pe care le-ai făcut. Bază de proiect. Bună, n-ai oameni competenți care n-are nici măcar un permis de conduce ce bun. Deci tu ăla nu ai. Polițist trebuie să ai măcar permis de conduce și-l puteți undeva. La poliția comunitară nu trebuie să nu desfășoară activități din polițist. Nu-i mandatat. Să redătă că a trebuit pe da, a trebuit. Se putea da. Atunci nu era de mare ajutor. Dar pătine care el nu poate să aibă, nu are permis și nu poate să aibă mijloc de plasare la poziție, este un impediment pentru că să trimit încă un om care să ducă polițistul comunitar este o pierdere. Deci omul ăla poate să folosesc într-o altă activitate, fie ce într-un caz ca să-l prime pe polițistul comunitar. Deci, în condițiile în care vom dori blocarea sau relocarea unor oameni care să fie cu adevărat utili la poliția comunitară, să aibă cerința de bază să fie permisul de conducere, ca să putem să dăm și atribute de genul ăsta, pentru că chiar mai prinde foarte bine. Pentru că sunt o grămadă de locuri unde sunt depuse bunoaie, unde sunt depuse, sunt nereguri cu fosele de funcționare. Dar poate fi garda de mediu. Păi, dar ajunge la garda de mediu, atunci este destul de grav. Poliția de mediu, sau poziția aia de mediu. Nu, agentul de mediu, pentru că sunt lucrători la mediu. Poliția de mediu. Dați-mi voi să văd. Deci poliția comunitară, ca și competenții pe linii rutiere, are doar circulația statică, atât. Asta înseamnă opriri, staționări, parcări, atât. Au competențe de constatare și sancționare a contravențiilor. În rest, n-ai voi. N-ar nicio competență, în rest, prin linii rutiere. Da, asta. Da, eu atât am avut, nu vreau să mai vreau polemică de partii, că sunt sătul de partii și așa. Doamnă Prelea. Doamnă Adel. Eu tot în legătură cu drumurile din satul Albele, adică să depunem tot efortul de finanțare pentru rezolvarea drumului comunal 154, pentru că deci chiar săptămâna trecută un cetățean din comuna Bârsănești, Lodosu, după ploaie, a trecut cu tractorul și tot noroiul l-a adus până la poartă. Deci nu se mai poate la timpul ăsta ca să ieși din curte și să calci în noroi. Nu se mai poate. Lumea este nemulțumită. Puneți niște plancărți pe acolo, avertizare, amendă. Poliția comunitară. Asta, să-și facă datoria.
iar dăm în nimic. Da, și cu balansul o așteptăm. După Paști, cum ce balansare mă încep? Vreau să facem achiziția? După Paști, cum să închei... Prima dată trebuie să faci drenarea apei, degeaba pui balans și o să le ia apa înapoi. Deci, trebuie să faci drenarea. Aducem un... Asta a prezentat și domnul Vici. Asta e problema. Georgiana. Da, și avea și doar o întrebare. Tot se vorbește de asfaltări, dar cu apa ce facem? Țin cont că în noiembrie am votat un proiect în care ni se promitea apă. Măcar, înțeleg, toată o să vină vară, iar o să fie veșnică problemă la toată lumea. Cu apa, apa, da? Apa numai la vârstă. E ploios anul ăsta. Măcar să ținem un pic cont și de apă. Deci toată lumea vrea asfalt, asfalt, dar apă... În programul ăsta operațional... Am votat atunci, repede, înainte, hai ca să fie, să intrăm, dar... Am luat loc de rezervor de apă. Așteptăm de la Adică. Nu, majoritatea cu care am vorbit. Sunt de acord și contra plată, să-și pun... Numai să avem să... Cum este plată parcă care nu mai este? Un metru cu totul de la poartă. Cum m-am plătit eu? De la poartă. Doar în campanie vine de un bidon. Proiectul este un proiect megalomani, un proiect destul de mare. Vă dați seama că are 80 de UAT-uri care sunt asociate și este un proiect de durată care și pe noi ne mulțumește. Poate că dacă nu am fi fost acolo băgați, dar el durează de foarte mulți ani, poate am fi reușit să facem ceva pe forțe proprii, așa cum nu prea sunt foarte multe comune care au sistem propriu de apă și canalizare, dar trebuie să mergem după ritmul pe care îl impune Adibu. Deci este un ritm care nu este al nostru, este al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Dată limită 2040, vă spuneam. Noi sperăm să nu fie. Ai data limită. Noi sperăm 2039. Noi sperăm să fie 2040, 2040. Nu depinde doar de noi procedura depinde de pasiv. Nu putem să facem alt proiect pentru apă. Nu se mai poate, pentru că odată ce s-a aderat la sistemul integrat, nu poți să ieși, că este ca la salubritate. Plătești toate daunele interese ocazionate de toți banii europeni care au fost alocați. Plătești daunele interese ca și nu poți să mai ieși din proiect acum. Până la finele de proiect nu mai poți ieși. Bun, și nici nu ți aprobă alt proiect de apă, ca să știți. Bun, dar problema va fi iarăși din nou ca și cu Rompetul. O să vii în 2040, chiar și în 2027 să spunem, nu? Hai să vii din nou, iară probleme, domnule, nu vrea lumea ca să conectez la... Dar nu mai poate. Stai un pic, domnul coleg, stai să mă explicăm. Poate colegii noștri au explicat, unii au participat, alții nu. Stai să spun o chestie, că așa e și cu salubritatea. Și cum este? Odată ce comuna a aderat la sistemul integrat pe baza numărul de locuitori sau de gospodării din această comună, indiferent cât vrei, cât nu vrei, tu vei plăti tax, ca și la salubritate. Când vrei să te racordezi bine, nu vrei să te racordezi, vei plăti taxă de apă. Dacă eu proții, domnul Mirov, vă spun eu. O fi, da. Vă spun eu. În 2010 s-au aderat. Va plăti doar persoanele care vor fi racordate la rețea. Nu va plăti nimeni un leu în plus sau un minus. Este aprobat un plan tarifar care ar putea fi modificat. Dar asta să nu mai spuneți la nimeni că va fi obligat să plătească taxă fixă. Nu! 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 Domnul Miron, veți avea de plătit metru cub de apă. La asta m-a referit. Da? Dar la ce? Dar eu m-a referit că să va... Deci odată ce s-a aderat la acel sistem integrat, comuna Bârsănești, Oat Bârsănești, a girat pentru acel proiect cu toate gospodările. Nu e adevărat. Și poate vizionare. Bine. Așa e. Și poate vizionare. Asta nu înseamnă. Nu. Asta nu. Asta nu înseamnă că nea Ion ăla care nu își va băga apă, va plăti pentru ceva. Nu. Pentru gospodăria lui. La salubritate cum a fost? S-a luat în număr de persoane pe comună să plătești. Număr de persoane pe comună să plătești salubritate. E același sistem integrat ca și Adibu. Cum se plătește? Nu plătește fiecare persoană? Nu contează că stă să ai plecat în străinătate. Plătește salubritate. Păi nu așa este. Dar oricum nu. Dar dacă nu-și întreține costurile. La salubritate ridică salariul celor care este prezent. Iar la apă, dacă de apoventul tău indică zero, n-are cum să plătești. Plătești taxul, deci, taxul plătești, conectare și totul plătești. O să studiem contractul, vedem dacă de adevăr este așa o specificație, dar eu miram aș că ar putea să fie așa. Păi aia e problema. Este vorba de un abonament. Păi nu, pentru că noi vom plăti în funcție de ce spune apometru. Apometru spune 0,3 metri sau 1 metru sau 2 metri. Ca și la curență. Nu, abonamentul la ore îi spune așa, ai tarif 5 euro. Corect, ai atâtea minute până la casă. Dar venit care ai exclus cu chestia asta. Dar oricum, abonamentul vei plăti. Când consumi tu 50 de metri cu sau cât consumi, plătești 50 de metri cu. Dar un abonament îl plătești minim, spun eu.
Dar asta nu prezenta nimeni. O venit cu proiectul ca să-i dăi, ca să votăm, dar nu prezenta clauzele contractului care sunt. În 2010 s-a făcut proiectul. Cătălește pentru ea contractul să te branșezi. Nu poate să vină nimeni vreodată să Felic, te pune să plătești un serviciu de care tu nu beneficiezi. Ședința este înregistrată. Deci la momentul respectiv vom discuta și chestia asta. Și o să vedeți voi că o să fie avea. Deci ca să Comuna Părțănești să fie, în proiect, să fie primit în sistemul integrat, să poată adera, ea trebuie să-și aducă în spate un număr de gospodării. De consumatori. Da, de consumatori. Din cauza asta am fost... Asta suntem puși la coada trenului, cum se spune, pentru că foarte mult, mai bine de jumătate de comună, nu au vrut să semneze acele hârtii. Și foarte bine, domnul primar, câte eforturi s-au făcut. A mers la mine, taică mă are 80 ani, și nu s-a, eu am fost în curte, nu mă interesează, vecinul la fel. Dar n-a gândit nimeni că pe perioada verii sau în anumite situații, așa, rămânem fără. Sau costurile de... cum să spun eu să nu greșesc, costurile de consum cu energie electrică, hidrofor și tot ce înseamnă fântâni, sunt mult mai mari decât dacă ai achiziționat 2-3 metri din rețeaua publică, de alimentare. Corect. Eu am zis ca și procedură, colegule, nu lăsa altfel. Ca și nu putem compara. Ca să pe tine la timp, o trebuie să ai niște gospodării să raportezi acolo. Deci nu, ca și numărul de la și nu cu banii. Domnul Păsterani, vreți să vă spun o chestie, deci când va veni apa peste 10 ani, să spunem, am zis bine 10 ani, deci toată lumea va avea fântâni. Și proiectul de la Vale are fântână cuprinsă în ea și făcută fântână. Deci când omul și-a făcut fântâna lui sursa de apă, fii sigur că nu se va mai raporta la așa ceva. Hai să dau exemplu meu. Când cumpăr o stație de durizare apei, la ce mai trebuie să mai cumpăr apă? În fântână nu ai apă? Stai liniștit că cine și-a făcut fântâna acum pe timp de seci, toată lumea acum știe. Bă, pe timp de seci, te fac apă, nu ai făcut probleme. Și la ce tot mai voi fere cu problema cu comună? Păi, omule, dar trebuia până acum a venit, nu? Dar când a fost discuția, când am avut discuția cu un nou proiect, că s-o vine de la Valea... Hai să vă mai întreb ceva, când s-a semnat... Vă rog, dar eu nu o să fiu de acord. Că știu că dacă aș avea-o, băi, dă-mi termen, 4 ani, 5 ani, ok, sunt de acord, băi, nu mă mai pot să fac fântână. Vine în apă, vine sursa de apă. Dar tu dacă deja mi-ai dus un proiect care era finalizat în 2021, ai venit cu altul retroactiv, bă, ce să mai fac, frate? M-am întrebat, de exemplu, în 2040? Noi, ca și primării, cine s-au spus? Am luat loturile, unde vor fi rezervorul de apă, unde vor fi puțurile de mare adâncime. Dacă între timp s-au schimbat... Păi s-a schimbat în beneficiu. Haideți să lămurim situația. De ce s-a schimbat? Vă rog, domnule. Când s-a făcut sondajul în Comuna Bârțănești, cine vrea apă și canal, la nivel de județ, Comuna Bârțănești și pe ultimul loc. Și atunci strigăm că vrem apă. Păi și ajunge la ideea mea? Păi nu, ajunge la ideea că oamenii trebuia, vrea, nu vrea apă, trebuia să fie de acord. Nu se strige pe stradă, vrem apă, iar când vine să face sondajul, nu vreau apă, nu vreau veceu. Am veceu în curte. Domnul, și acum strigăm, că parcă am fi noi vinovați sau primarul sau nu știu cine. Asta e din 2010, adică care era pe atunci, era la conducere, consilier și astea, când erau cu totul altă situație. Erau satele mai pline de cetățeni, acum bate vântul pe toate casele. Da, domnul președinte, dar de ce acum când s-a reactivat proiectul ăsta din nou, puteam să luăm la cunoștință, omule, e cam târziu, ce faci? Deci... Oamenii ne-au transmis că suntem în prima tranșă, eram. Când s-a făcut sondajul, am căzut. Deci, suntem prinși în primii 16 pe județul Bacău, care ne raportează. Adică implementarea proiectului. Deci să nu credeți treaba asta. Suntem domnule, majoritatea oamenilor acolo s-au făcut fântâni, vă spun eu. Păi și la Caraclou, 90% au fântâni. Vedeți, prima etapă, sunt zone care vara, degeaba de fântâni. Sunt zone care să uite multe fântâni. Exact și cu gazul. Haideți să vă spun o chestie. E aceeași problemă, da. E foarte bine și eu optez, că doar atâta nelămurea e. Ba, un sirva nu vine să-ți bace că nu ești proprietar. Ba, ăla nu știu ce. Ba, nu știu cum. Îți o grămadă din purgături cu documentațiile astea. Bun, ok. Dacă o lungim mult și cu gazul și nu e prioritate gazul, deci îți spun, de exemplu, cic, și-o pus centrală. Își duce și ia butelii de 4.000 de litri, își pune, vine frumos mașina, eu o să fac la fel, la fel. Păi normal, că ai să vii după proiectul peste 10 ani, nu mai am nevoie, frate, deja filmat. Stați liniștiți că vine prin chiar stasă, nu vă preocupați. Se fac foarte multe surse acum de căldură și de alte haideți mai departe. Nu, eu gata, n-am pus. Închidem ședința, mulțumim pentru participare.